Aveți în biserică mărturii ale unor oameni care, rugându-se la mâna Sfântului Nicolae, au fost beneficiarii, să zicem așa, unor daruri miraculoase, foarte multe, inexplicabile. Sunt multe și pe, dacă deschide cineva pe internet o să vedească. Sunt multe minuni pe care le face Sfântul din Împărăția lui Dumnezeu cu acest suport material, mâna lui binecuvântătoare, care a făcut atâta bine, cu care a binecuvântat atâtea suflete, dar și cu care l-a certat pe arie. Da. Pentru necredință și pentru răspândirea unei erezii legate de Dumnezeu. L-a certat pălbuitul. Mântuitorul Iisus Hristos, că aceasta este esența mântuirii noastre. Dumnezeu se face om. Și Sfântul Nicolae a apărat această învățătură și a apărat tot și pe Maica Domnului la primul sinod ecumenic, numind-o născătoare de Dumnezeu, Teotocos. Și atunci asigur că de acolo din rai ei ne transmit mesaje în continuare, ca să ne ținem bine, pentru că valurile sunt mari. Și corabia, biserica, înnoată pe valurile acestea atât de înalte. Dar merge mai departe după cum ne încredințează Mântuitorul Hristos. Da. Întorcându-ne la spațiul acela american, care e populat și de oameni credincioși, dar și de, să zicem, oamenii care nu mai pun mare preț pe credință. Noi vorbim de aici, din răsăritul acesta european, despre secularizare sau depărtare de dorința de a crede în Dumnezeu din vestul mai apropiat sau mai îndepărtat de noi. Cum ați perceput? Cum stau lucrurile? Credeți că secularizarea aceasta este pur și simplu așa o întâmplare? Sau secularizarea asta forțată, desacralizarea? E un program ideologic. Pentru că oamenii n-au învățat nimic. Nu l-au lăsat pe Marx. Marx a distrus și ideologii comunismului atâtea țări. Au făcut prăpăd în spațiu comunist. Și acum occidentalii vor să vadă și ei cum este cu răul. Dar e un paradox că s-a încercat, dar nu s-a reușit. Pentru că n-au cum, noi, nu se poate. Noi românii suntem un exemplu. Da, da. Și nu numai românii. Credința s-a păstrat, a izvorât și mai mult. Dar acum, atenție, este mult mai perfidă situația. De ce? Pentru că, cum spune Mântuitorul, să nu ne ferim de cei care ucid trupul neapărat, ci de cei care ucid sufletul. Și aici este pericolul cel mare al lumii de astăzi. Că sunt ucise multe suflete. Și sfinții de aceea călătoresc pentru a recupera ce pot recupera pentru mântuire. Că nu e așa un act violent dintr-o dată, ci e treptat. E un fel de picătură, cu picătură, lucrurile sunt foarte bine organizate. Sunt foarte bine organizate și se simte foarte mult, mai ales în America, se simte, este un conflict mognit între lumea conservatoare, care a creat până la urmă America. Ei s-au creat pe spațiul acesta religios. Neoprotestant, protestant, catolic și așa mai departe. Cel care a schimbat percepția despre ortodoxie în America a fost Sfântul Ioan Maximovici, despre care vorbeam mai devreme, care, când era episcop în Shanghai, a fiat aproape 3500 de copii orfani și a continuat activitatea în America. I-a vizitat și casa unde a stat și biroul, dormea pe un scaun 2 ore din 24. Uh-huh. Da, și tocmai de aceea modelul acesta de sfânt ierarh a schimbat percepția despre ortodoxia noastră și acolo. Pentru că Dumnezeu își trimite aleșii săi ca să transmită un gând bun și să arate calea care duce cu adevărat la mântuire. Și atunci, revenind la ceea ce spuneam din nou, este un conflict mognit între neoliberalismul acesta, cum se numește, și americanii conservatori, care vor să merg pe linia aceasta. Familie, credință, biserică, bună rânduială și așa mai departe. Da. Un conflict care eu cred că a fost mai tot timpul între Duhul Lumii și Duhul lui Dumnezeu. Da, pentru asta, că de acord, e așa,
Numai că dar acum e bine, foarte bine organizat, foarte bine organizat și se vede. Ascultam un om care intelectual, am văzut pe internet, pe undeva, spunea că ceva foarte subtil despre faptul că moartea, vorbind despre moarte, făcând așa o reflecție din aceasta spirituală, duhovnicească, perspectiva dânsului, animalele nu știu că mor. Oamenii știu că mor. Și atunci, dacă Dumnezeu a creat această moarte și această traumă, înseamnă că Dumnezeu este Dumnezeu crud. Da. Neștiind. E argumentul ateilor. Și neînțelegând ceva, numai o secundă, permiteți. Că Dumnezeu s-a coborât pe cruce și a experimentat trauma morții. Da. Moartea pentru noi nu este moarte. Cât ar fi ea și experiența aceasta, sigur că este traumatizantă pentru mulți. Sfinții, și la sfințenie suntem chemați cu toții, schimbă perspectiva. Ei nu văd nicio traumă și nici un prag al durerii, ci un prag al bucuriei, pentru că trec acolo unde este viața, cea adevărată. Și atunci trebuie să înțelegem și aceste perspective, să nu gândim în termenii aceștia limitativi, care țin de... Și să depășim viziunea materialistă. Ideologice, mai ales. Până la urmă, totul vine de la o manie materialistă de a privi viața. Pentru că viața nu e doar aici când trăim în trup. Există viață și la nivel spiritual și e viață în veșnicie. Dumnezeu există cu adevărat. Se manifestă de plin. Ne îmbrățișează pe toți și îmbrățișează și pe cei care nu cred în El. Dar nu îi îmbrățișează pentru că nu cred în El, ci ca să-i aducă pe calea adevărului, să vadă lumina cea adevărată. Iar moaștele, aceste materii nedescompuse sau care, ca unele dintre ele, izvorăsc mir, altele fac minune. Aceste moaște sunt semne și mărturii că viață e mai mult decât ceea ce trăim noi aici, în lumea aceasta. Adică viață e și după moarte. Le-am spus și în cuvântul pe care l-am avut acolo la San Francisco, că pot izvoră icoanele mult mir și Sfintele Moaște. Dacă mirul nu izvorăște în inimile noastre, nu izvorăște nimic. Da, trebuie să aibă o corespondență. Că perspectiva aceasta este, mirul acela izvorăște ca să ne aducă în inimi un mir care curge spre viața cea veșnică. Asta este perspectiva pe care o are și lucrarea pe care o are Dumnezeu, Maica Domnului și Sfinții cu noi în lumea aceasta. Până la urmă, suntem oameni care trăim în această lume, dar cu privirea totdeauna spre dincolo, care dincolo se construiește acum. Adică faptul că trăim și încercăm să ne apropiem de Dumnezeu aici e un sprijin pentru noi și pentru gândul nostru că vom fi aproape de El în veșnicie. Da, ne ajută. Noi ce avem în biserică nu este suficient, pentru că a avut grijă Mântuitorul nostru și Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți să organizeze totul de plin, rotund. Numai trebuie să ne deschidem niște ochi pe care îi avem în suflet și să vedem. Și ne este totul spre bucuria noastră. Pentru că pacea o câștigăm de aici. Și pacea este lucrarea Duhului Sfânt. Și având pace în inimile noastre, putem să lucrăm de plin. Putem să punem o picătură de lumină într-un ocean de amar, cum este lumea de astăzi. Cu boli, cu revolte, cu războaie, cu dureri, cu moarte la orice pas. Este o experimentare a durerii pe care omul nu poate cuprinde decât văzând ontologic iadul aici. Și atunci, dacă noi schimbăm perspectiva și ne asumăm învățătura lui Hristos, se manifestă de plin prin fapte și prin credință, atunci aducem raiul aici pe pământ. Îl trăim aici, gustăm, îl pregustăm.